sunt moleșiți, au senzații de leșin, fac insolații sau au crampe musculare. Toate acestea sunt datorate expunerii la soare fără un minim de protecție. Multe fructe și la umbră, la aer condiționat. Și cel mic? Și cel mic, la fel, foarte multă hidratare. Apă multă, iaurturi, fructe. O pălăriuță ceva în cap, hidratare corectă. Eviți ora de prânz când e mai accentuat. Pentru cel mic, chiar în mod special, să aibă șepcuță. Iată ce sfaturi vă dau specialiștii Direcției de Sănătate Publică Constanța cu privire la măsurile pe care trebuie să le adoptați pentru a fi pregătiți pentru zilele caniculare. Consumați cât mai multe lichide, dar nu alcool sau cafea, căci acestea au efectul invers. Stimulează deshidratarea organismului, așadar sfatul medicilor de a bea în jur de 2 litri de lichide pe zi nu trebuie considerat o vorbă în vânt. Alimentația trebuie să se bazeze pe fructe și legume proaspete cu un conținut ridicat de apă. Sunt recomandate cireșele, căpșunile, merele, roșiile și castraveții, dar cu condiția să fie spălate foarte bine. Evitați afumăturile, pastele făinoase, salamurile și alte produse de carne prelucrată. Astfel de produse pot provoca în această perioadă colite și fermentații intestinale. Puteți consuma însă legume fierte în aburi, stropite cu puțin unt sau ulei, brânzeturi și pește la grătar. Evitați să ieșiți în soare în timpul zilei, între orele 11 și 17. Acoperiți ferestrele în timpul zilei, dar în timpul nopții deschideți-le. Purtați îmbrăcăminte lejeră, răcoroasă, preferabil din bumbac și de culori deschise. Neapărat să aveți pe cap o pălărie sau o șapcă sau, dacă soarele este foarte puternic, luați-vă și o umbrelă. În zilele toride transpirați mai abundent, iar dacă nu vă luați un minimum de măsuri de protecție, puteți să suferiți de tulburări termice, adică să resimțiți crampe musculare între 1 și 3 minute sau să suferiți o epuizare termică și să aveți nevoie de îngrijirea cadrelor medicale.